Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Am întârziat puțin și ne cerem scuze pentru asta, dar s-a meritat așteptarea, spun eu, și asta pentru că avem un invitat special astăzi. Este vorba despre domnul doctor Victor Costache, fostul ministru al sănătății, aflat în vizită la Iași cu ocazie extrem de specială. Despre motivul vizitei sale la Iași vom discuta astăzi și despre multe secrete, să zicem, din cariera dumnealui. Vom afla astăzi. Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, Bianca, și vă mulțumesc pentru invitație. Întotdeauna un privilegiu să fiu alături de publicul BZI și de echipa BZI. Cred că a trecut un an de când nu ne-am văzut ultima oară. Cu ce ocazie ați venit la Iași? Astăzi a fost o zi istorică, atât pentru Iași, cât și pentru pacienții din Moldova, pentru Spitalul Sfântul Spiridon și pentru Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași. S-a inaugurat primul centru de boli cardiovasculare de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Practic, Spitalul Sfântul Spiridon, cel mai prestigios și spitalul universitar cu cea mai mare tradiție din Moldova, din câte știu, în ianuarie 2021 va aniversa 256 de ani de la înființare. Acest spital de prestigiu va câștiga și a câștigat astăzi trei noi specialități. Vorbesc despre cardiologie intervențională, electrofiziologie, chirurgie vasculară și endovasculară. După cum se vede din imaginile dumneavoastră, aici este prezentat laboratorul de electrofiziologie coordonat de domnul doctor Dan Tesloianu, vedeți, un laborator de electrofiziologie care lipsea Spitalului Sfântul Spiridon și implicit pacienților din Moldova la cele mai înalte standarde de calitate. În paralel s-a deschis o sală de angiografie în care se vor putea face proceduri de cardiologie intervenționale, mă refer la implantări de stenturi și pe viitor la accesarea programelor de infarct miocardic și efectuarea intervențiilor atât în regim programat cât și în urgență. Și de asemenea o a treia țară coordonată de profesorul Radu Popa de chirurgie vasculară și endovasculară ar fi singura sală de acest tip în Moldova. Ce înseamnă inaugurarea acestor aparate pentru regiunea Moldovei? Noi aveam până acum un singur angiograf. În regiunea Moldovei erau angiografe la Institutul de Boli Cardiovasculare de la Parhon. De asemenea, erau două angiografe în privat, la Elitis cu doctorul Rotar și la Arcadia cu doctorul Nedelciuc. Și de asemenea este un angiograf la Suceava. Total insuficient față de populația din Moldova, cei 5 milioane de locuitori, era mult sub normele europene și încă un angiograf și două aparate similare de tip angiograf pentru electrofiziologie și chirurgie vasculară și endovasculară, practic s-a crescut cu încă trei dotarea necesară pacienților, îngrijirii corecte a pacienților din Moldova. Începem să ne apropiem de normele europene și este un câștig atât pentru pacienți, cât și pentru echipele medicale ale Spitalului Sfântul Spiridon, cât și la fel pentru Facultatea de Medicină, Universitatea Grete Popa, atât studenții cât și rezidenții de la această prestigioasă unitate de învățământ vor avea acces la cele mai noi tehnologii din domeniu. Foarte multe persoane decedau înainte din ce am mai înțeles și noi, pentru că nu aveau posibilitatea de a avea acces la un astfel de aparat. Vorbesc despre angiograf. Erau foarte multe persoane care se stingeau din viață din cauza lipsei de aparatură. România este pe primul loc ca și mortalitate și morbiditate datorită bolilor cardiovasculare, iar Moldova, din păcate, stătea cel mai
prost din toate regiunile istorice, din punct de vedere al dotării. Paradoxal, aveam o universitate de medicină cu tradiție, cu echipe medicale foarte bune, doctori pregătiți care nu beneficiau de aceste tehnologii de ultimă oră. Deci, vedeți, toată lumea a avut de câștigat, iar proiectul s-a realizat în timp record. Practic l-am demarat în decembrie 2019 la Ministerul Sănătății. Țin minte că atunci a venit domnul manager și proiectul era pilotat de doi doctori inimoși, doctorul Radu Popa și doctorul Dan Tesloianu. S-a creat astfel o echipă care a lucrat împreună. De aceea este important ca managementul să fie proactiv, să lucreze împreună cu medicii, cu factorii de decizie din Ministerul Sănătății și, vedeți, în mult mai puțin de un an, în practic 9 luni, s-a realizat de la nimic un proiect complex într-un spital, îmi veți spune, un spital vechi, cu clădiri învechite, dar ați văzut ceea ce am spus și la preluarea mandatului meu de ministru. Este foarte important să avansăm cu spitalele regionale, dar sunt proiecte complexe, de lungă durată și pacienții din România nu au timp să aștepte 8-9 ani până la finalizarea spitalelor regionale. Este foarte important ca în paralel să facă investiții în infrastructura existentă și, vedeți, cu puțin efort, coordonare și resursele financiare necesare, se pot realiza lucruri mari rapid. Deși aveți un program destul de încărcat, din ce știu eu, de fiecare dată reveniți cu plăcere la Iași, asta pentru că aici vă reamintiți de anii studenției și astăzi v-ați rupt din timpul dumneavoastră să veniți la inaugurarea acestor aparate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră revenirea de fiecare dată la Iași? Revenirea la Iași este întotdeauna un moment extraordinar. Îmi promit că voi reveni mai des, dar apoi, știți dumneavoastră, Bianca, intrăm în cotidianul care ne ocupă tot timpul și nu reușim să ne respectăm toate promisiunile de suflet. Revenirea la Iași este întotdeauna importantă, este și vă dați seama, această zi este practic un vis din studenție care a devenit realitate. Mi-aduc aminte de toți mentorii mei, domnul și doamna profesor Dactcu, domnul și doamna profesor Georgescu Arsenescu, doctorul Mihai Rotar, alături de care am crescut ca și student, care își dorea un centru de cardiologie performant la Spitalul Sfântul Spiridon. Am uitat să-l menționez pe profesorul Toni Petriș, care mi-a fost asistent la grupă, care acum conduce cardiologie de la Sfântul Spiridon, și cu Toni povesteam, nu era o diferență mare de vârstă între noi, eu eram student în anii terminali, Toni era tânăr asistent și spuneam cât de important ar fi să avem un astfel de centru. Și atunci când oportunitatea și voința a existat, ați văzut, am reușit să-l realizăm într-un timp record. Vorbesc, din păcate, de singura investiție și realizare în infrastructură medicală din Moldova în 2020, care, iată, s-a finalizat și nu în orice sector, este vorba de sectorul în care, din păcate, pacienții din această regiune și din România sunt cel mai mult descoperiți. Mă amintesc că atunci când luaseți mandatul de ministru al sănătății, ați vizitat Spitalul Sfântul Spiridon din Iași și aveați mai multe planuri pentru această unitate medicală. Cum ați vedea dumneavoastră în următorii câțiva ani? Ce modificări ați aduce sau ce modificări ați sugera pentru această unitate medicală? Spitalul Sfântul Spiridon beneficiază de un management foarte proactiv. Domnul Bârliba este, paradoxal, este unul din cei mai vechi manageri din sistemul sanitar, dar a rămas proactiv și își combină experiența cu
reactivitatea și a învățat să asculte echipele medicale. Era atât de important un astfel de centru. E relativ ușor să accedezi bani de la Ministerul Sănătății, dar e mult mai greu să îi cheltui cum trebuie și să realizeze ceea ce este important, nu numai pentru spital, dar și pentru comunitate. Deci Sfântul Spiridon se apropie foarte mult de nevoile comunității din Iași și din Moldova și pe viitor acest centru de boli cardiovasculare se poate extinde cu un al doilea angiograf și evident se pot diversifica gama de proceduri pe patologia cardiovasculară și nu numai în Sfântul Spiridon. Ce s-a întâmplat după ce ați renunțat la Ministerul Sănătății? V-ați ocupat tot timpul cu partea dumneavoastră profesională de bază? Absolut. Odată ce am încheiat, ce s-a încheiat mandatul la Ministerul Sănătății, am reluat 100% activitatea, chiar 200% activitatea care nu oprisem niciodată. Țineți minte, Bianca, că în fiecare weekend, chiar când eram ministru al sănătății, având în vedere că coordonam unul din puținele centre de boli cardiovasculare din regiunea centru, operam și făceam operații complexe pentru a nu părăsi pacienții. Am reluat această activitate și în momentul de față toată echipa noastră a demarat un proiect nou la Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Este vorba de cel mai nou centru de boli cardiovasculare din țară. Este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel accesul pacienților este mult mai facil pentru întreaga gamă de intervenții cardiovasculare. Este un centru focusat în jurul chirurgiei cardiovasculare, care are evident alături o echipă foarte bună de cardiologie intervențională, electrofiziologie, o anestezie, reanimare de excepție coordonată de colegi cu mare experiență în domeniu și este centrul în momentul de față unde se realizează întreaga gamă de intervenții endovasculare, transcateter, chirurgie cardiovasculară clasică, iar știți că am făcut și interviuri în trecut. Centrul nostru este specializat în chirurgia minim-invazivă, practic întreaga patologie valvulară se rezolvă la noi endoscopic sau transcateter. Pacienților nu li se mai deschide sternul ca în chirurgia clasică și aceste proceduri moderne care sunt practicate în Transilvania și în numai de către echipa noastră sunt realizate în număr foarte mare. Anul trecut, în toamnă, ne întâlneam la București, la congresul organizat, internațional organizat de dumneavoastră, East Meets West. Anul acesta l-ați amânat din cauza pandemiei de COVID-19. V-ați gândit la o variantă online a desfășurării acestui congres? Anul acesta îl vom organiza online, într-un format mult mai redus, iar evident vom redemara în 2021, așa cum majoritatea congreselor internaționale importante au intrat în online și sperăm cu toții să ne regăsim cu bine în 2021 pentru a reveni la o activitate cel puțin ca în 2019. În 2021 va fi a cincea ediție și vă dați seama, vom aduce o gamă foarte largă de speaker, ca de obicei, personalități ale lumii medicale din Statele Unite și centrele cele mai mari din Europa. Cât de important este organizarea unui astfel de congres pentru lumea medicală, atât din România cât și din celelalte țări participante? Vedeți dumneavoastră, principiul de a aduce împreună specialiști din România, specialiști din Estul Europei și din Vestul Europei a funcționat foarte bine. România a fost întotdeauna la o răscruce de drumuri și astfel am poziționat-o și din punct de vedere medical. Specialiști din întreaga lume se
se adună aici și este foarte important că acest congres a fost întotdeauna susținut de societatea noastră internațională și a fost întotdeauna în agenda oficială a societății internaționale de profil și astfel aceste personalități al lumii medicale au venit oficial în România și au susținut o dezvoltare și o comunicare a tehnicilor noi către medicii din România, totul în beneficiu pacienților români. Cum a fost perioada în care ați fost ministru al sănătății? Aglomerat în timpul săptămânii la Ministerul Sănătății, în weekend ați fost în sala de operație. Cum ați menegeriat timpul în perioada aceea? A fost o perioadă intensă și cu multe realizări. Țineți minte că am reușit să organizăm un rezidențiat de excepție și să reformăm în întregime programul de rezidențiat. Pentru prima dată după zeci de ani de blocaje au fost introduse în programul de formare ale medicilor rezidenți spitalele mari județene, spitalele militare și spitalele private de prestigiu. De asemenea, universități medicale private acreditate au fost introduse și le-a fost oferită posibilitatea de a conduce programe de rezidențiat. Paradoxal, erau medici foarte buni, medici cu o mare experiență și cu un alt statut profesional, care nu aveau dreptul de a forma tineri rezidenți și aceste inegalități au dispărut la sfârșitul lui 2019. Apoi a urmat o serie de reforme în domeniul medicinei. O parte au fost puse în aplicare, o parte nu. Au fost continuate proiectele europene ale spitalelor regionale. Au fost demarate o serie de investiții importante în infrastructură, cum ar fi cea de la Iași, care a fost și finalizată și a fost pregătită foarte bine România pentru începutul pandemiei de COVID-19. Țineți minte că în martie, în 25 martie 2020, când am părăsit mandatul de la Ministerul Sănătății, eram țara care stătea cel mai bine din Europa din punct de vedere al tuturor indicatorilor de sănătate publică. Paradoxal, într-un sistem sanitar slăbit și subfinanțat ca al nostru, reușisem printr-o bună organizare să stăvilim primul val al pandemiei și vedeți dumneavoastră, într-un mandat de 5 luni, zic că au fost destul de multe realizări. Avem raportate zilnic la nivel de țară peste 2000 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19. Iașul este tixit de pacienți cu COVID-19 și pacienții chiar și simptomatici sunt trimiși acum acasă să se vindece la domiciliu pentru că nu mai sunt locuri. Care ar fi motivul pentru care s-a ajuns aici, din punctul dumneavoastră de vedere? Da, sunt mai multe decizii care au fost luate diferit și pe care le-aș fi luat probabil altfel. N-am înțeles niciodată de ce nu s-a... La sfârșitul lui martie pregătisem un program pentru ca pacienții asimptomatici să fie urmăriți în hoteluri. Țineți minte, erau foarte multe hoteluri închise care puteau fi introduse pentru urmărirea și carantinarea pacienților asimptomatici. S-a preferat, sigur că așa asta a fost o strategie, s-a preferat internarea lor în spitale când s-ar fi putut monitoriza niște hoteluri cu modalități moderne de telemetrie și telemedicină. Problema că prin această măsură s-a încărcat și s-a epuizat foarte mult sistemul sanitar, s-au obosit medicii, asistenții, s-au infectat medicii și asistente de la acești asimptomatici și după o perioadă, după o primăvară și o vară, unde am fi trebuit să ne repregătim pentru valul al doilea, care era logic să demareze în toamnă, suntem acum
la capătul resurselor și sunt foarte îngrijorat de perioada care va urma. Ne așteptăm la o creștere mai mare a numărului de cazuri? Cu siguranță. Pe lista pacienților care intră în terapie intensivă după ce se infectează cu COVID-19 se află și pacienții cu afecțiuni cardiovasculare. Ei fac parte din categoria de risc. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru acești pacienți? Mesajul pentru toți pacienții care au boli cardiovasculare, pentru toți pacienții din România care au comorbidități și pentru toți românii, este să se pregătească în această perioadă. Să vedeți dumneavoastră, în ianuarie, în februarie, chiar și în martie, când vorbeam despre acest virus, încă nu era complet înțeles, încă nu știam foarte bine cât de contagios este, cât de rapid infectează acest virus. Erau diferite scenarii, lumea panica ușor. Nu este un virus pe care nu-l putem înfrânge. Vezi, dumneavoastră, există acum o tendință să criticăm populația din România, că românii n-ar fi disciplinați, că nu respectă, că se aglomerează. Vă reamintesc că românii au fost foarte disciplinați, au fost printre cei mai disciplinați din Europa în faza de lockdown, în faza inițială. Deci, dacă se iau măsurile normale și dacă se comunică și se transmite cu calm și se transmit cu calm măsurile de precauție, cred că putem să fim cu un pas înaintea virusului, dar în momentul de față este important ca toți să respectăm distanțarea socială, să se folosească măști în peste tot, în spații închise, pe stradă. Încă văd foarte mulți oameni fără măști. Dacă nu ne vom păzi și noi și nu ne vom implica și nu vom fi proactivi până la cel mai mic nivel, nu vom reuși să ne păzim de acest flagel al lui 2019, care, vedeți, a continuat în 2020 și va continua în 2021. Credeți că o nouă perioadă de lockdown ar fi o soluție pentru a scădea numărul de infectări cu COVID-19? Oamenii ar mai accepta să stea din nou în casă? Trebuie dezbătut. Încă nu am toate datele, nu am toate cifrele, nu mai sunt conectat la toți parametrii. Asta nu este o decizie care se poate lua cu ușurință, dar este o decizie la care se poate ajunge în orice moment. Despre dumneavoastră știm multe. Mulți dintre urmăritorii noștri vă cunosc din emisiunile noastre, alții de prin presă și așa mai departe. Puțin știu, poate, care a fost traiectoria dumneavoastră în carieră. Ați pornit de la Iași, după aceea unde ați plecat? Sunt ieșean. Am făcut liceul Mihai Eminescu la Iași. Și apoi am reușit la examenul de admitere la Facultatea de Medicină. Am absolvit-o în 1998. Anul de stagiu și primul an de rezidențiat au fost efectuate în Iași și am fost admis încă de la după terminarea facultății în cadrul corpului didactic al Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Am fost preparator universitar, dorindu-mi foarte mult să fac chirurgie cardiovasculară. Această specialitate nu exista în Iași în perioada respectivă. Am plecat în Franța, unde am dat încă o dată examenul de rezidențiat și care l-am reușit pe chirurgie cardiovasculară și astfel am putut să-mi fac întregul rezidențiat normal pe filiera franceză în centrele universitare din Toulouse și Grenoble. La terminarea specialității, rezidențiatului, când am devenit medic specialist, am profesat în continuare în Grenoble și apoi am fost trimis un an de zile de către Universitatea din Grenoble să lucrez un an de zile în Canada, la unul dintre cele mai mari centre de chirurgie cardiovasculară din Canada, Institutul Laval, unde am început primele intervenții de chirurgie cardiovasculară minim invazivă, datorită profesorilor Dajnei
și Dupré, care fuseseră formați la Stanford și la Cleveland Clinic. Am început acest program în Franța, unde nu se făceau în Grenoble aceste intervenții, și am devenit șef de lucrări și medic primar la această prestigioasă universitate, iar în 2013 am avut propunerea să vin în România. Am fost invitat de conducerea universității din Sibiu și am început primul centru de boli cardiovasculare din Sibiu, afiliat universității din Sibiu, unde am profesat până în 2020. Sunt în continuare cadru didactic la Universitatea din Sibiu și conducător de doctorate. De anul ăsta am devenit și membru al Academiei Naționale Franceze de Chirurgie, iar întreaga echipă a Centrului de Boli Cardiovasculare în momentul de față se găsește la Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, cel mai nou și mai modern centru de boli cardiovasculare din țară, care este în continuare afiliat Facultății de Medicină de la Sibiu. Ați avut șansa să rămâneți în străinătate și cu toate acestea ați ales să reveniți în România. Ceva convins sau ceva atras să reveniți în țara natală? România este, pe lângă faptul că este țara natală și întotdeauna ne vom simți mai bine în țara natală, alături de familie, de prieteni, de foștii colegi, foștii profesori în care poți să trăiești limba în care te-ai născut. România este și una din cele mai frumoase țări din Europa, alături de Franța, Spania și Italia, și mă simt împlinit profesional în România și nu regret deloc decizia pe care am luat-o în 2013 de a mă întoarce. V-ați imaginat dintotdeauna că veți fi medic? Sau în copilărie aveați alte aspirații? Vin într-o familie de medici. N-aveți altă șansă, exact. V-ați născut medic. Da, am fost întotdeauna atras de această meserie și pe filiera cardiovasculară am început să cochetez cu ea din anul 2, din anul 3, interacționând cu echipa de cardiologie de la Spitalul Sfântul Spiridon. Am realizat nevoia de chirurgie cardiovasculară în țara asta. Este foarte simplu de calculat. În general, standardele europene sunt: o țară are nevoie de 1000 de intervenții cardiovasculare, vorbesc de intervențiile pe cord deschis, 1000 de intervenții la 1 milion de locuitori. În România se fac maxim în jur de 5000 intervenții. De vedeți, avem un deficit de aproximativ 10000 de intervenții anual care nu se realizează în România. Deci este un domeniu încă în plină dezvoltare și încă putem ajuta foarte mulți pacienți. Câte intervenții chirurgicale aveți acum pe zi? Zilnic realizez 2 intervenții chirurgicale și fac lucrul ăsta de foarte mult timp și astfel am reușit să adun un număr, deși nu sunt chiar atât de bătrân, un număr de peste 3000 de intervenții cardiovasculare, iar numai în România am realizat aproximativ 1500 de astfel de intervenții. Ați avut vreodată vreun pacient care a venit personal să vă mulțumească că i-ați salvat viața? Din fericire, am săptămânal mă întâlnesc cu pacienți sau zilnic. Pacienții care se externează sunt conștienți de gravitatea bolii care au avut-o și, ce este foarte important, pacienții cu boli cardiovasculare care au fost bine operați sunt pacienți care sunt de cele mai multe ori complet vindecați. Deci bolile cardiovasculare bine operate sunt complet reversibile. Avem această șansă față de, să zicem, chirurgii noștri, colegii noștri chirurgi oncologi, unde știți foarte bine, prognosticul pacienților nu depinde numai de abilitatea chirurgului.
Intrați în sala de operație echipat specific perioadei pe care o traversăm acum, cu combinezon, cu toate cele necesare? Întotdeauna în chirurgii operam cu măști, da, cu ochelari de protecție, în special în chirurgie cardiovasculară avem un sistem special optic, niște ochelari speciali care îi folosim, așa că nu ne-am schimbat măsurile de precauție. Nu folosim măști FP2 sau FP3 în timpul intervenției, doar dacă sunt pacienți unde, dacă am operat pacienți cu COVID-19. Dar în spitalul în care lucrez se testează toți pacienții înainte, nu înainte de a fi operați, înainte de a intra în spital. Cum ați spus foarte bine pe parcursul acestui interviu, pacienții cu boli cardiovasculare sunt pacienți foarte fragili și sunt foarte expuși la acest virus. Și atunci, datoria noastră ca echipă medicală este, și pentru asta lucrăm foarte bine cu echipa administrativă, este să evităm ca pacienții noștri să fie în contact cu alți pacienți cu COVID-19 pe parcursul șederii în spital. Care a fost cea mai, să zicem, grea intervenție chirurgicală la care ați participat? Intervențiile cardiovasculare sunt în general dificile, făcând foarte multe ajunge să fie o rutină. Sunt intervenții care le fac întotdeauna cu mare plăcere. Zicem, la unul din momentele dificile, cele mai dificile care le-am avut, a fost undeva în 2009, când am avut un număr foarte mare de gărzi, unul din colegi s-a îmbolnăvit și cred că am făcut timp de 2 luni, am acoperit toate urgențele din spital. Vorbesc de Spitalul Universitar din Grenoble, unde se realizeau în jur de 800 de intervenții pe cor deschis anual, este foarte mult. Și țin minte un weekend memorabil, când vineri am făcut o intervenție programată. Vineri seară ne-a venit un pacient pentru un transplant bipulmonar și am făcut transplantul. Când închideam, deci era de acum sâmbătă dimineața, închideam, eram destul de obosit totuși după o noapte albă, chiar dacă eram atunci mult mai tânăr, ni s-a anunțat că ne vine o disecție de aortă, deci o ruptură a aortei, care evident a trebuit să o preluăm, iar când am terminat disecția de aortă, ni s-a spus că am primit în sfârșit grefa, transplantul, autorizarea și s-a găsit o inimă pentru un pacient, nu-i vă spune numele, un pacient care l-aveam, un tânăr pacient, care l-aveam de 8 luni în spital, care făcuse o insuficiență cardiacă datorită unei miocardite, unei infecții virale, avea o cardiomiopatie dilatativă și aștepta de 8 luni un grefon pentru el. Și s-a nimerit ca acel grefon să vină după ce echipa noastră opera de 48 de ore. Și atunci m-am sunat șeful de secție și am zis, uitați ceea ce se întâmplă, ce facem? Și mi-a spus domnul profesor Blin, Victor, tânărul ăsta așteaptă de 8 luni o inimă. Probabil că dacă ratam această șansă o să-l pierdem. El era deja pe un fel de sistem de inimă artificială care să-l mențină în viață. Și mi-a spus, ce vrei să-i spunem familiei după ce moare, că sunteți voi un pic obosiți. Și atunci ne-am luat inima în dinți, am făcut transplantul, care era o reintervenție complexă, întrucât avea deja sistemul de inimă artificială. Deci după a urmat a doua noapte nedormită, a fost un moment în care sunt momente în timpul operațiilor astea lungi care se anșenează cu urgențe, în care simți că fiecare mușchi din corp, simți că oboseala doare. Deci în momentul în care ești atât de obosit în care te doare tot corpul.
Și când am ajuns la finalul intervenției, efectiv nu mai puteam să închid pacientul și atunci a venit domnul profesor Blin și a închis el pacientul, fiindcă eram absolut incapabil să mai fac partea finală a intervenției. Deci a fost un moment dificil, în special datorită înșenării a mai multor urgențe. Imaginez că la începuturile dumneavoastră ca medic aveați cumva emoții când intrați în sala de operații. După atâția ani, cum priviți o intervenție chirurgicală? Absolut. Țin minte când eram un tânăr medic specialist și îmi făceam sau rezidență în ultimii ani și începusem să-mi fac primele intervenții pe cor deschis ca și prim operator, dormeam prost în noaptea dinainte, rememorezam, sunt intervenții cu timp complex și în care trebuie să fie fluide și rememoram timpii operatori de zeci de ori în mintea mea. Momentul de față de mult timp este o rutină și este o plăcere și un privilegiu de fiecare dată când operez, este o bucurie să intru în sala de operații. Încă mai învățați? Învățăm în fiecare zi, toți învățăm în fiecare zi și în fiecare zi experiența se acumulează și devenim mai buni. Ce important este că atunci când mergi la serviciu să vii într-un mediu normal, să ai o echipă experimentată care te susține și am privilegiu și sunt foarte recunoscător echipei. Noi lucrăm în echipă multidisciplinară cu anestezia, cardiologia intervențională, cu cardiologia normală. Medicii de anestezie, terapie intensivă sunt extraordinari. Echipa este coordonată de doctorița Irina Modrigan, care a fost mult timp șefa terapiei la Târgu Mureș și lucrăm de ani buni împreună. Iar alături avem niște anesteziști foarte buni, doctorița Carmen Sircuță, doctorul Mihai Chiloflitsky, care de peste 10 de ani fac aceste, peste 10 ani fac aceste intervenții cardiovasculare, la fel pe partea de cardiologie intervențională, electrofiziologie, echipele sunt foarte bune și avem niște cardiologi clinicieni de excepție, echipă coronată de doctorița Cristina Pitiș, tot care este în echipa noastră de mult timp, venind de la Institutul Inimii din Cluj și fiind formată și ea în centre de calibru din Europa. Cum a contribuit experiența profesională dobândită în străinătate în ceea ce faceți astăzi? Fără de experiența dobândită în străinătate, nu m-aș fi descurcat. Practic, întreaga formare profesională mi-am făcut-o în străinătate și am deprins un mod și un sistem de lucru care l-am putut implementa în România. În ultimii ani, în Franța, am lucrat împreună cu echipa doctorului Free din Lyon. Vedeți, este un medic care nu a fost profesor universitar, este un medic care a fost focusat pe medicina de rețea, dar un chirurg extraordinar care a dezvoltat, care a deschis în anii 80 primul centru privat de chirurgie cardiovasculară din Franța, în Lyon. Apoi, ulterior, a mai deschis două clinici tot în Lyon, el reușind să lucreze în toate aceste trei clinici, vorbesc de Clinique du Tonkin, Infirmerie Protestant și Sauvegarde, sunt cele trei mari clinici de chirurgie cardiovasculară lioneză, iar în 2010, împreună cu domnia sa, am beneficiat de expertiza lui și am deschis centrul de boli cardiovasculare din Annecy. Deci am lucrat alături de o echipă care deja mai deschisese trei centre și avea un adevărat know-how ca să demareze un astfel de proiect, care este un proiect foarte complex. Vă dați seama, sunt unele din cele mai complexe intervenții din medicină și nu poți greși nimic când demarezi un astfel de proiect.
Și astfel, în 2013, când am demarat proiectul de la Sibiu, am adus toată această expertiză în România, care am mutat-o în acest an la Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Deci putem spune că după toți acești ani, centrul din Brașov este exact fratele geamăn ale celor trei centre lioneze, evident țin legătura cu colegii mei din Franța, o parte i-ați cunoscut la East Meets West și ținem același nivel, aceleași protocoale, aceleași inovații care se fac în Lyon și în Franța, se fac imediat și la noi în România, la Brașov. Și ca să înțelegeți standardul ridicat al medicinei și în special a chirurgiei cardiovasculare lioneze, când s-a deschis Cleveland Clinic la Abu Dhabi, a fost luat un profesor de la Cleveland Clinic și profesorul Jegaden din Lyon. Practic, Franța și Statele Unite au reprezentat întotdeauna vârfurile chirurgiei cardiovasculare în lume. Aveți vreun ritual pe care îl faceți înainte de a intra în sala de operație sau vă spuneți ceva sau vă încearcă o emoție, un gând, știu eu, o simțire, o trăire? Chiar dacă spuneam că sunt foarte... nu am nicio emoție înainte de aceste intervenții, sunt foarte concentrat alături de echipa mea și întotdeauna rememorez rapid toată intervenția, practic o intervenție care va dura 2-3 ore, o realizez într-un minut în mintea mea, se poate printr-o disciplină mentală și practic în momentul când realizez intervenția, totul se realizează, totul curge foarte fluid. Am avut norocul să studiez pianul și să cânt mult timp la pian încă de când eram mic și o intervenție chirurgicală trebuie să fie ca o simfonie. Dar nu ca o simfonie pe care o faci la tine acasă singur, într-un colț, este ca o simfonie și dumneavoastră înțelegeți, Bianca, deoarece sunteți și actriță pe lângă cariera care o aveți în presă. Este ca un spectacol, da? Deci un spectacol nu poți să greșești când faci o premieră, da? Deci așa este și o intervenție chirurgicală reușită, totul curge fluid, natural, în fața întregii echipe. Uitați că noi n-am știut că ați cântat și la pian. Da, da, am făcut. Cât timp ați studiat? Am început de la 6 ani și până am mers la Școala Populară de Artă, clasa doamnei profesor Iulia Dinu, până la 16 ani, dar și acum am un pian acasă la care cânt zilnic. Mai exersați? Da, da, da. Și nu v-ați gândit niciodată să vă îndreptați către o carieră spre artă? Sau a fost prea... V-ați deja, născut medic? Da, exact. Deja cariera medicală ne ocupă tot timpul, mai este și cariera universitară și mai sunt și aceste task-uri administrative care apar și dispar. Mi-am imaginez pe cutie la botez că ați ales. Ce ați ales? Nu exista pe vremea aia acestea, da. Nu existau ritualurile acestea, cursitoarele să alegem cheia de la BMW. Da, astea sunt... Dumneavoastră lucrați și cu studenții. Da. Este promițătoare noua generație de studenți? Sau ce observați, așa, dacă îi comparați cu anii de studenție ai dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră? Citeam zilele astea o carte a amiralului McCraven, un amiral american care a fost implicat în foarte multe operațiuni din istoria recentă care ne înconjoară. Și vedeți foarte mult lume critică, de exemplu, millennials, că ar fi mai comozi, mai inerți, mai greu de mobilizat. Și mi-a plăcut că amiralul McCraven a mulțumit și a spus că toate aceste clișee sunt false, sunt niște aberații și că această noile generații de tineri care vin în urmă, millennials, cu care sunt
în momentul de față studenții mei și generațiile următoare sunt tineri mult mai conectați, mai receptivi, mai sensibili, mai toleranți decât generațiile anterioare. Cât de important este pentru un student la medicină, cât de importantă e siguranța lui atunci când vorbește? Este nesiguranța din vocea lui sau nesiguranța atunci când își expune cunoștințele, este un factor decisiv pentru nota finală? Cred că asta e o curiozitate. Dumneavoastră, care sunteți actriță și în plus predați actoria, știți foarte bine că totul se învață. Nu o să avem pretenția ca un tânăr student de anul 1 sau anul 2 să, la un examen sau atunci când este întrebat de un profesor sau atunci când face o prezentare de caz să stea drept, neclintit și să nu aibă emoții, să nu se înroșească, să nu se bâlbe. Totul este o chestiune de exercițiu, de training, ai nevoie de mentori. Ai nevoie de cât mai multe prezentări la congrese, deci sfătuiesc tinerii studenți să facă cât mai multe prezentări la congresele locale, apoi la congresele naționale, la congrese internaționale, să vorbească cât mai mult în public, să examineze cât mai mulți pacienți. Bine, trebuie să avem grijă acum la interacțiunea cu pacienții în pandemia în care suntem. Totul în medicină, sigur, există talentul, dar talentul nu este nimic fără exercițiu și fără o muncă zilnică de multe ore pe zi. V-ați gândit vreodată ce altceva ați fi făcut dacă n-ați făcut medicină? Medicina nu este o meserie, este un univers de meserii. Dacă n-aș fi făcut ceea ce fac, aș fi făcut altă specializare din medicină. Poate aș fi făcut... Mi-a plăcut foarte mult ortopedia și traumatologia. Chiar sunt un chirurg cardiovascular cu înclinații în ortopedie. Am făcut, știți foarte bine că am făcut rezidențiatul la Spitalul Universitar din Grenoble. Grenoble este situat în Alpi, este o stațiune reputată și atunci când faci traumatologia și ortopedia în Grenoble, e ca și cum ai fi un pic pe front. Gândiți-vă că foarte mulți tineri din Europa vin în Grenoble să schieze, să facă snowboard, să facă parapantă, să facă paraschi, adică sar pe trasee negre cu mini parapantă în spate și coboară cu schiurile pe niște mini prăpăsti, lucru foarte riscant. Și astfel am ajuns să operez foarte mult în ortopedie și mi-a plăcut. Cred că am reparat toate fracturile din corp, am pus proteze de șold, proteze de genunchi, reconstrucții ligamentare. Rămâneam, profesorii mei aveau încredere și rămâneam singur în garda de traumatologie și am iubit foarte mult ortopedia și tehnici care le-am învățat în ortopedie m-au ajutat ulterior și am realizat două premiere chirurgicale în Franța. E mai greu să faci premiere chirurgicale în Franța. Noi am realizat două, reconstrucție externală din titan și reconstrucție costală din titan de la experiența care am avut-o în traumatologie, operații care le-am învățat în Canada și le-am transpus în Franța datorită trainingului bun de ortopedie traumatologie care l-am avut. Poate sunt și mulți studenți mediciniști care ne urmăresc acum și sunt curioși. Care este secretul succesului dumneavoastră ca profesionist? N-aș putea spune că să zicem, am ajuns la un anumit nivel în medicină, să păstrăm proporțiile și dacă am reușit să realizez ceva în viață și lumea consideră acest lucru un succes, s-a datorat în primul rând muncii asidui. Practic am început să muncesc, să mă pregătesc pentru facultatea de medicină intens de la 14 ani. Ultimii 2 ani învățam cel puțin 8 ore pe zi, făcând în continuare sport și cântând la pian. Practic, secretul a fost niciun pic de timp liber până mult timp
Și de asemenea, atunci când am început rezidențiatul în Franța, gândiți-vă că eu am luat rezidențiatul în Franța și am început oficial stagiile în 2001. În 2001 noi nu mai eram în Uniunea Europeană, deci nu era clar dacă după rezidențiat voi putea rămâne în Franța și atunci am avut senzația că s-a declanșat un fel de cronometru și trebuie ca în cei 6 ani sau 7 ani care îi petreceam în Franța ca să mă învăț meseria să absorb tot. Și atunci treceam dintr-o sală de operații în alta, de pe o secție în alta, ca să învăț toate. Făceam foarte, foarte multe gărzi. Făceam gărzi și în chirurgie cardiovasculară, și în traumatologie, și în chirurgie generală. Aveam foarte puțin timp liber și astfel am reușit oarecum să-mi accelerez formarea profesională. Deci cred că 90% este muncă în medicină. Și cu un pic de noroc. Acum aveți timp liber? Reușiți să vă faceți timp liber? Am o familie frumoasă și încerc să zicem, inhib din impulsurile mele profesionale și de tip workaholic și să mai opresc uneori programul ca să-mi petrec timpul alături de ai mei. Reușiți? De multe ori reușesc, da. Familia dumneavoastră. Mai ales de că nu mai sunt la minister. Da. Părinții dumneavoastră mai lucrează? Din fericire, ambii părinți sunt în viață și sănătoși, sunt la pensie. Tatăl e inginer și a fost o persoană foarte inovativă cu brevete de invenție, iar mama este cadru universitar la pensie și critic de teatru, care încă este foarte activă, publică, scrie cărți. Ce ați învățat de la părinții dumneavoastră? Fiecare copil învață ceva de la părinți și îl urmărește toată viața. Cred că cel mai important am învățat că adevărata valoare o poți dobândi numai prin muncă și mi-au insuflat această disciplină a meritocrației, mai puțin a arivismului. De asemenea, tot ce am reușit și am obținut în viață a fost numai prin muncă. Dacă cumva am avut vreun avantaj prin alte conjuncturi, și mă refer, vedeți, și la cariera politică, acestea au fost efemere. Tot ce nu a fost obținut prin muncă nu a ținut prea mult. V-ați întoarce în Ministerul Sănătății? E o întrebare interesantă pe care nu m-am gândit foarte mult. Acum sunt foarte concentrat pe activitatea profesională și îmi doresc foarte mult. Deocamdată este un pariu câștigat, proiectul de la Brașov, conducerea spitalului de acolo a crezut foarte mult în echipa noastră și, vedeți dumneavoastră, am reușit să, în 4 săptămâni, practic de când am plecat de la Ministerul Sănătății, am reușit să demarăm un nou centru de boli cardiovasculare într-un spital nou, dar în care nu era nimic. A fost nevoie de foarte multă muncă, dedicație și în ultimele luni am realizat la Brașov, acum suntem la peste 100 de intervenții cu rezultate foarte, foarte bune și atunci sunt concentrat ca aceste lucruri să dureze. Care sunt planurile dumneavoastră pentru viitor? Aveți o altă etapă în carieră pe care o urmăriți? În momentul de față îmi doresc să avanseze foarte bine acest proiect medical și în continuare să menținem parteneriatul cu Facultatea de Medicină și cu Universitatea din Sibiu și în momentul de față consider că lucrurile astea funcționează foarte bine, dar nu funcționează de la sine. Fiecare zi este o mică muncă și dacă nu ești implicat 100%, un astfel de proiect complex nu poate dura. Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii, iată că a trecut aproape o oră. Cu ce să rămână urmăritorii noștri după emisiunea de astăzi?
Este important această zi, că în această frumoasă zi de vineri, în această frumoasă zi de toamnă, s-a deschis la Iași un nou centru de boli cardiovasculare cu 3 noi specialități: cardiologie intervențională, electrofiziologia și chirurgia vasculară. Și suntem în spitalul din Sfântul Spiridon, este în parteneriat cu centrul din Brașov. Ajutăm cu know-how-ul nostru, suntem alături de acești colegi ai noștri pe care îi știm de o viață. Și eu zic că este o frumoasă reușită a medicinei ieșene și a Iașiului în general. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm pe la noi. Că de fiecare dată ne și onorați cu prezența, dar noi vă așteptăm când veniți pe la Iași, când plănuiți să reveniți. Probabil în lunile care urmează voi mai face o vizită în Iași. Poate ne mai relaxăm un pic și cu pandemia de COVID-19, da. Și vorbim despre o situație mai fericită. Vă mulțumim tare mult, mult succes în toate! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. Noi ne revedem luni de la ora 11. Până data viitoare, toate cele bune!